proiect de infrastructură al primăriei Comunei Șotânga a nemulțumit mai mulți proprietari de terenuri afectați de transformarea traseului unei căi ferate desfințată de mai mulți ani într-o arteră rutieră. Drumul Șotânga-Pod-Mărgineanca va fi extins, modernizat și dezvoltat printr-un proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții. Proprietarii nemulțumiți reclamă faptul că pentru noul drum sunt nevoiți să mute gardurile și că sunt expropriați abuziv de anumite porțiuni din terenuri. Ia spune, ce s-a întâmplat? Păi am chemat și când am venit acum, ne-a dat să desface gardul, da? Și să vie să... Traseul, poți să-l desfragi. Unde a fost linia ferată? Și vrea să ne dea lui gardul, să ne ia din pământ. Să vedem. Să facă să facă drum dublu. Cum vorbiți? Segherul Mariană. Da, aici a fost caliperată, nu a fost de drum. Eu nu știu de drum. Asta este drumul, da. Și uitați-vă cât e ăsta de larg și cât e celălalt, 11 ani. Dar aici a fost cale ferată, un ecartament de cale ferată internă, pe unde se cărau, se transportau cărbunii de la mina Mărgineanca către termocentrala Doicești. Și acum, aici începe nebunia. În partea asta, uitați-vă, toate gardurile au fost dărâmate. Asta este terenul proprietate personală ale cetățenilor acestei comune. Așa, un pic mai încolo la fel. Probabil vrea să se construiască aici o superstradă sau, nu știu, o statală ceva, că mi se pare aberant. A venit ordine, a venit plic de la primărie ca să dărâmă în gardul, că mi se iasă să facă stradă. Canalizare, apă, a băgat... Și cum vi se pare? E ok? Păi mie nu mi se pare că e ok. Cum să-mi iadă în teren așa... Ați fost înștiințată? Da. Ați fost înștiințată înainte? Ați fost la domnul primar? Nu, mi-a venit plic acasă, acum prin februarie. Și acum am vrut și noi să punem în grădină. Uitați, vreau să pun ceapă, să pun cartofi, să pun că e călină de zanzara. Uite, trebuie să pun unde sunt. Dar arătați-mi unde sunt. Uite, sunt aici. Bun. Și ați mutat? Stai să vă spun. Am fost alălalte luni. Marți am fost la primărie și am explicat, domnule, zic, arătați-ne și nouă pe unde trasați, ca să știm și noi să ne apucăm de spus, dar să facă, este târziu în grădină. Și a zis că da, mâine vin și te rezolv și să facă, că erau stâlpii ăștia de beton și nu puteam omul să le desfacă. Și mi-a trimis utilaje, mi-a trimis oameni de la primărie care iau ajutor social și 4 ore. Ați mutat gata. Mi-a tăiat un sat în prumeri. Uitați, plută. Ați primit vreo despăgubire? Nu. Încă domnul primar zicea să iau plasă să pun. Cine garantează că nu mi-o fură? Să iau eu, din banii mei, nu că îmi dăm dânsul. Când s-au făcut măsurătorile, nu am fost noi chemați. Nu am făcut. Deci le-a făcut, da, le-au făcut ei măsurătorile. Pe amplasamentul vechi. Asta aici, în dreapta, este grădina mea. Măsurată de comisie în 1991 cu 3400 de metri pătrați, din care a tăiat primarul. Uitați-vă la stâlpii ăștia, la copacii ăștia din gard, este un gard viu. Așa, cât sunt de groși. Păi dacă erau puși pe terenul primăriei, cum zice domnul primar, trebuiau să fie niște bețe, nu? Nu gros. De cât e el făcut de 30 ceva de ani. Adică să ne dărâme gardul din nu știm până unde, am înțeles că până aproape de stâlp acolo. Dacă le dărâm dumnealor, spun că noi trebuie să plătim, să suportăm costurile și alea. De-aia repara nu mai ne ajută să le reparăm. Ați primit vreo științare? Că... Eu nu, că e pe numele bătrânului și bătrânul e decedat. N-am făcut succesiunea. Singura mea dorință e să, eu nu zic să nu ia să facă, dar să facă gardul înapoi, că avem lucerna, avem alea și dacă ne lasă descoperiți, noi suntem într-o zonă periculoasă, ne bagă cai, ne fură, ne... Asta e. Mulțumirea carte funcțională? Nu suntem mulțumiți, că asta noi terenul ăsta a corespuns
până în gârlă. Toate terenul, ușeau dumnealor, toate terenul le traversau. Și nu mai țin minte ce an a fost exploatarea mineră și le-am dat voie să treacă cu o cale ferată mică și era o potecuță pe lângă. Acum s-au făcut alte cadastre, ce cum le-au făcut, nu știm. Și asta e. Asta e. Am venit, am făcut aici și aici. Am venit de la Florida, am venit și am tăiat cu curacanul și cu gardul. Să vie să ne spune unde... Care e limita de proprietate. Noua limita de proprietate. Conform noi cărți funciare realizată de către primarie. Da. Terenul, nici aici, nici în partea slantă. Noi nu știm ce sunt așa, ce are e de cât să facă. Că ăsta și cu ăsta de aici e același pământ. De cealaltă parte, primarul comunei Șotânga, Constantin Stroie, explică situația celor terenuri și investițiile care se realizează pe amplasament. Zona respectivă este vizată de realizarea 3 poduri de către Compania Națională de Investiții, la care se adaugă 5 km de drum asfaltat. Tot acolo se face și extinderea rețelelor de apă și canalizare. A fost proprietate de stat. Da. Și au trecut în domeniul public al Comunei Șotânga. Dovadă că noi, Comuna Șotânga, cei 7.077 de cetățeni, avem carte funciară și intabulare în domeniul public pe fosta cale ferată. Dacă vreți să faceți să facem o demonstrație, eu am pregătit actele din arhivele mine, am pregătit planurile cadastrale, tot ce a însemnat cale ferată, pentru că aceeași treabă o avem și pe zona Mal Prunii Morii, aceeași treabă o avem și pe zona Prunii Morii Șotânga Pod, aici vorbim de Șotânga Pod Mărginan. Deci pentru tot ceea ce avem documente, le punem pe masă, nu e niciun fel de problemă. Noi spunem așa, dreptul de proprietate al fiecărui cetățean a fost recunoscut și atestat până însăși cartea funciară, la momentul ăsta, intrând pe lucrări și proiectarea pentru astfel de investiție, să facem limite cadastrale, pe studii topografice avizate OCPI, care nu ți avizează dacă te duci cu altă carte funciară sau o chestie de asta, noi am purces la treabă. Prima operațiune care s-a făcut, materializarea cărților funciare în teren. S-au trasat hotarele. Trasându-se hotarele, s-a văzut că pe anumite zone, un metru, un metru jumătate, care a fost mai lacom, 2 metri, 3 metri, sunt ocupate de gardurile vii, aferente terenurilor lor. Drept pentru care am procedat la notificare și la înștiințare de bună credință, punând încă o dată cărțile funciare la dispoziție, să-și retragă gardurile după amplasamentul viitoarei investiții, în speță după domeniul public al Comunei Șotânga. Despre asta vorbim. Cei care au fost de bună credință, pentru că am discutat cu fiecare în parte, și-au retras singuri gardul, cei care au fost în nevoie sau au avut o situație specială, au fost sprijiniți de primărie. Unde sunt cazuri de genul ăsta, noi așteptăm și în funcție de ce se întâmplă, o să uzăm de prerogativele legale, că nu avem încotro, că vorbim de o investiție asta cu poduri, pasaje, de aproape 300 de miliarde, și alaltă vorbim de o investiție de aproape 200 de miliarde. Deci asta ce, hai să traducem, cred că înseamnă vreo 10 milioane de euro, dacă nu greșesc. Și investiții care se fac în folosul Comunei Șotânga. Nu al lui Stroie, al lui Vasile, al lui Ion. Pentru cetățenii Comunei Șotânga. Pentru cei care au sesizat faptul că există neconcordanță între titlurile de proprietate și noile cărți funciare, explicațiile procedurale, declararea și asumarea cărților funciare. Ale cărților funciare. Pe unii dintre ei chiar l-au asumat, l-au declarat la Registrul Agricol. Dar ideea e așa, și aici intervine înțelegerea mea și faptul că nu întind coarda să uzez de prerogativele astea legale. Omul, văzând că are terenul ăla și l-a muncit o chestie de asta, el crede că dacă noi venim acum și fixăm limitele, îi luăm în pământ. Nu. Noi ne ducem pe ce s-a ocupat. Restul e proprietatea lui, nu ne atingem cu centimetru. Dar el, ca să iasă din părere și să se lămurească, își ia un cadastrist,
își materializează cartea funciară în teren, cartea pe care o are și-a declarat-o, și atunci vede dacă are sau nu are teren. Eu spun că noi am trasat, că vă spusei că prima operațiune a fost de trasarea cărților funciare, culoarul investiției care trebuie să fie în carte funciară. Eu n-am voie să ies un centimetru, pentru că și proiectarea și toate elementele tehnice sunt făcute după cartea funciară. Și atunci el, dacă s-a urcat cu gardul, dacă i-a crescut salcâmul de 20 de ani, de 25 de ani pe taluzul căii ferate, că până la coadă pe zona respectivă e vorba de taluzul căii ferate. Deci calea ferată a avut o platformă și două taluzuri. Hotarele lor sunt la baza taluzurilor. Ei știu foarte bine chestia asta, că mai am o vorbă la câte unii când am văzut și am purtat dialogul. Bă, fratele, uite-ne în ochii mei că suntem născuți, crescuți în Șotânga și spunem că n-a fost baza taluzului hotar. Nu, șeful, ai dreptate, e cam a ta. Dovadă că pe traseul căii ferate avem peste 150 de proprietari. 150 de proprietari, unii mai strâng din dinți dau, au înțeles despre ce e vorba, și avem și cele trei cazuri de care aveam cunoștință, cele trei cazuri care s-au adresat dumneavoastră pe exproprieri. Exproprieri acolo s-au făcut, vă spuneam, între 1952 și 1960. Astea sunt documentele exproprierilor în care i-am găsit în tabelele de expropriat și de despăgubiți, inclusiv pe autorii oamenilor respectivi. Sunt aici, nu e niciun fel de problemă, le putem verifica. Lucrarea asta are și un rol de siguranță, pentru că Șotânga, fiind zonă minieră, și asta a fost avantajul nostru și atul nostru câștigător, e frământată de galerii, de mine, de una, de alta. Și pentru eliminarea potențialelor pericole și o chestie de asta, a fost aprobată lucrarea asta. Pentru că e sub programul de lucrări în primă urgență al Companiei Naționale de Investiții, stabilizări de versanți, preluare de ape și toate cele. Plus că vieții aia de acolo, pentru ei o facem, bucata aia de lucrare, să-i scoate din izolare. Și ei sunt cetățenii Comunii Șotânga. Etera la Național, ăsta e gisul primăriei Comunii Șotânga. Aici e o suprafață nerevindicată de nimeni, Comuna Șotânga. Deschidem și vedem cine e proprietarul. Comuna Șotânga, proprietar neidentificat. Și aici sunt cei 400 de metri pe care are extras de carte funciară și o dovedește cu acte.